La o ușă cu păcate, cum sunt toate, a bătut încetişor mâna cea cu sfânt fior, a bătut cu bunătate, însă omul cu zăvor era prins de cel rău într-un somn adânc și greu. Și a bătut din nou la ușă brațul dragostei divine, cine bate, cine bate? Eu sunt leul care vine, astăzi mielul blând și mut, dat la moarte pentru tine, pentru mine? Cum se poate, dar ce vină am făcut? Eu nu mint, nu fac trafic, casa nimănui nu stric, nu mă îmbăt, nu trag tutun, nu mă cert, nu mă răzbun, eu sunt omul cel mai bun. La biserică mă duc și la Paști și la Crăciun, Biblia am răsfuit-o, hă, de când eram un țânc, și zicând acestea, gazda a dormit și mai adânc. Și-a bătut la altă ușă, călătorul milenar, coborât de pe calvar. Este cineva la ușă? Zise-o voce cu țepușă. Eu, cuvântul ce dă har. Cum? Aici, la mine în casă? Eu sunt foarte ocupat, treburile nu mă lasă nici măcar să stau la masă. Mă iertați, dar nu descui, cine are timp de sfaturi, treaba lui. Și-a bătut la altă ușă, și-a bătut Iisus la ușa unui om la fel de rău. Cine-i salvatorul tău? Salvator? Eu n-am nevoie. Dacă în cer, în tot înaltul, la Jehova sau la Ioie, e un rai mai sus de stele, nu mă duc purtat de altul, ci cu aripile mele. Și-a bătut la altă ușă mâna marelui proscris. Cine-i și cu ce dorință? Sunt de Tatăl meu trimis să aduc salvare prin credință, cum profeții au prezis. A, da, credința nu era, dar de vorba de căință, eu nu las credința mea. Datina cea bătrânească, Paștele cu miel, cu pască, anul nou cu baclava, pește la buna vestire, uite, asta-i mântuire? Să mă las ca rătăciții de atâtea vechi tradiții, de petreceri bună oară, de o minciună necesară, de o glumă, de o țigară și de tot ce se ivește să se lase, cine vrea îl privește, eu nu las credința mea. Și din nou acel ce-i sfânt a bătut la alt cămin. O, stăpânul meu divin, ai venit din Empireu ca să vizitezi întreagăt un nemernic cum sunt eu. Uite, îți sărut sandala ca Maria din Magdala, după cum ți se cuvine. Și acum, du-te de în parte, vestea bună mai departe și mai vino pe la mine. Și s-a dus Iisus să bată cu același dor în piept la o ușă îndepărtată. Domnul meu, de când te aștept, vino că ți-am pregătit o daie miresmată, cea mai bună încăpere, cu fotole și lejere, ca să stăm mai mult, mai mult, tu să-mi tâlcuiești mistere, eu să stau și să te ascult. Intră dar lumină vie, fagure de mângâiere, însă n-ați intri prin casă, ochii tăi din alte sfere, prin unghiere, că-i atâta murdărie, prin unghiere. Iar la urmă călătorul a bătut la un pridvor, prin păinjenișuri sumbre și prin fum amețitor se stârni un joc de umbre, se auzi un geamăt, ajutor, ajutor. Și deodată se cutremură pridvorul ca de o luptă înverșunată, ca năluci în văi deșarte, umbrele loveau de moarte, zângăniră geamuri sparte, apoi ușa a fost dată la o parte. Doamne, hoții mă zugrumă, uite-mă cum mă lăsară, casa mea era un templu, un Eden odinioară, însă prietenii de rele, în urgie și în viciu, au știut să mă îmbrâncească și din casa mea făcură o tavernă și un ospiciu. Vino, vino, Doamne, dă-i afară! Și Iisus, luând în mână bici de fune și curele, iată-l, faci un pas cu ele, sare ușa din țâțână, fug ca șerfii prin țărână, toți prietenii de rele, fuge pofta și minciuna, îmbuibarea și trufia, desfrânarea și beția, fug și fug pe totdeauna. Doamne, sunt salvat, sunt liber, casa mea a ta e toată, nu mai pleci de aici, Iisuse, niciodată,
intră ca stăpân pe veci, schimbă totul cum îți place, fă ce vrei, dar nu mai pleci. Fericit și plin de pace, Domnul Iuteș suflecă mânecile lui de in, zboară sticlele de vin, vestejitele buchete, scrumiere și brichete, toată spuma de venin. Da, a fost învins dușmanul, se înalță în soare, în schele, cu luciri de baionete, bate, bate târnă copul în perete, lumea plină de mirare, trecători, rude, prieteni, toți se întreabă, ce-o fi oare? Iar zidarul le răspunde, deocamdată, demolare, da, va începe o lucrare pentru slava lui. Amin.